Ce se întâmplă dacă bei Coca-Cola în fiecare zi? Multă lume consumă Coca-Cola în fiecare zi, însă nu mulți sunt conștienți de pericolele la care se expun. Studiile recente arată că sucurile acestea fac mult rău organismului nostru, chiar dacă nu ne dăm seama. Iată câteva motive pentru care nu ar mai trebui să consume această băutură. În primul rând vorbim despre un deficit de vitamine. Acidul fosforic care se găsește în Coca-Cola împreună cu cofeina care are un efect diuretic vor începe să consume substanțele nutritive și vitaminele din corp la doar 60 de minute după ce ai băut această băutură carbogazoasă. Imaginează-ți ce se întâmplă dacă bei Coca-Cola în fiecare zi. Eroziunea dinților. Aciditatea ridicată și ingredientele zaharoase pe care le conține Coca-Cola provoacă eroziunea smalțului dinților. Dacă obișnuiești să bei Coca-Cola în fiecare zi, dinții tăi se vor caria din cauza nivelului de zahăr din băutură. Anxietatea. Împreună cu privarea de somn, anxietatea este un efect secundar al consumării cofeinei. Fiecare cutie de Coca-Cola conține aceeași cantitate de cofeină ca o ceașcă de cafea tare. Este de asemenea dovedit că provoacă dependență, așa că odată ce te decizi să reduci doza de Coca-Cola, s-ar putea să te doară capul, să simți iritabilitate, oboseală sau chiar depresie. Obezitatea. Atunci când vorbim despre greutate în plus, nu este vorba despre felul în care arăți, ci despre modul în care te simți. Greutatea în exces nu este o problemă singură, dar crește presiunea asupra sistemului imunitar și cardiovascular, precum și a articulațiilor și oaselor, care sunt deja slăbite de lipsa calciului. Probleme cu tenul. Consumul de Coca-Cola în fiecare zi are același impact asupra pielii tale ca și fumatul. Consumul de băuturi acidulate are un efect inflamator asupra organismului din cauza nivelurilor ridicate de zahăr. Aceasta deshidratează pielea, accentuând aspectul liniilor fine și ridurilor. Accelerează îmbătrânirea pielii și, de asemenea, accentuează eczemele, mâncărimile, pielea inflamată și acneea. Pot apărea probleme de inimă sau de sânge. Un nivel crescut de colesterol crește șansele unui atac de cord. Dacă beți un pahar de Coca-Cola pe zi, puteți începe deja să suferiți de hipertensiune arterială, iar femeile care consumă această cantitate de Coca-Cola sunt mai predispuse la dezvoltarea diabetului de tip 2. Riscurile de cancer. Nu spune nimeni că o să faci cancer imediat ce consumi Coca-Cola. Totuși, din cauza prezenței moleculelor de benzen din această băutură și din cauza sticlelor de plastic, doctorii ne recomandă să consumăm o sticlă de Coca-Cola pe săptămână pentru a putea reduce riscurile cancerului. Problemele cu rinichii. Dacă tu crezi că versiunile dietetice ale Coca-Cola sunt mai sănătoase și mai sigure, te înșeli amarnic. Băuturile care au zero zahăr conțin totuși îndulcitori artificiali care sunt dăunători pentru rinichi, mai ales dacă o bei zilnic. Băuturile care au 0% zahăr conțin totuși îndulcitori artificiali care sunt dăunători pentru rinichi, mai ales dacă le bei zilnic. Ei bine, sperăm că acum ți-am atras atenția despre consumul zilnic de Coca-Cola și ce poate aduce el. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curent!